Salutare, oameni dragi, și bine v-am regăsit! Așa cum v-am promis, de fiecare dată revin cu noi invitați, cu invitații pe care vreau să-i descopăr dincolo de imaginea de artist. Așadar, în această seară mi-am dorit ca să-l am alături de mine pe unul dintre cei mai talentați și valoroși taragotiști, mai exact pe Călin Borșe. Salut, Călin! Îți mulțumesc că ai acceptat invitația mea. Ce cuvinte frumoase! Mulțumesc din suflet! Se spune atunci când vorbește sufletul unui om, nu trebuie să-ți pregătești discursul dinainte. Mulțumesc din suflet pentru cuvintele minunate. Mă bucur, bună seara, bine v-am găsit, oameni dragi. Nu știu dacă o fiu eu cel mai valoros, dar eu știu un lucru. Pe unde am trecut, am lăsat urme și asta e cel mai important. Exact, da. Și uite, țin să precizez, să menționez aici în fața tuturor celor de acasă și în fața ta, pentru că nu ți-am spus-o niciodată, că nu am avut tangențe în care să discutăm mai mult, că te apreciez foarte mult, în primul rând pentru talentul tău, și mai presus de toate pentru munca din spatele acestui talent și acestui succes, care e cel mai important până la urmă, și în ultimul rând pentru autenticitatea ta ca om și care duci tradiția mai departe și iubești folclorul, și mi se pare foarte important să avem un exemplu de urmat noi, generația nouă, pentru că transmiți valorile care contează cu adevărat. Valorile simple, dar care... Simplitatea, de fapt, e cel mai important în lumea asta și cel mai frumos. Da, am considerat întotdeauna, când am pornit pe drumul cântecului, că prin simplitate voi reuși mai mult decât mi-aș dori, pentru că oamenii normali, oamenii simpli, înțeleg simplitatea. Oamenii complicați, probabil nu reușești totdeauna să le faci pe plac. Mulțumesc pentru gânduri, mulțumesc pentru aprecieri. Să știi că voi continua să fiu același om pe care, dacă zici că m-ai descoperit într-un fel sau altul, mă bucur. Întotdeauna am avut încredere în mine și n-am plecat urechea la ce spun unii și alții, pentru că consider că prin credință, prin răbdare și prin efort poți să ajungi unde îți dorești. Doar să nu dai în spate. Așa este, că veni vorba despre credință. Vreau să te întreb dacă ești de acord ca prin propria forță și dacă este atât de important să crezi în tine și să te iubești în primul rând pe tine. Și nu pot să zic că multă lume ar crede că poate este o formă de egoism sau de mândrie ca să te iubești pe tine. Păi cum să te iubești pe tine? Sau să crezi în forțele tale proprii că poți să faci orice în lumea asta. Dar cred că în primul rând, dacă te iubești pe tine, e cel mai important că transmiți asta mai departe și prin muncă poți să atingi succesul. Și vreau să te întreb pe tine dacă ești de acord cu partea asta sau crezi și tu că a te iubi pe tine e o formă de egoism? Foarte bună întrebare, foarte bine gândită. Nu, este foarte important să ai încredere în tine, să te iubești pe tine și să știi ceea ce îți dorești. Ascultându-te cu atâta atenție la ce m-ai întrebat, mi-am adus aminte de unde am pornit și m-am gândit, oare chiar am făcut un legământ cu cerul și cu pământul atunci când am pornit la drum? Și cred că am făcut. Și încerc pe cât posibil să-mi țin legământul cu divinitatea, să spunem așa, deoarece să știți că eu pe drumul cântecului am pornit foarte greu și anevoios uneori și cu multe obstacole, dar credința nu mi-am pierdut-o. Că veni vorba despre divinitate și despre credință, ce înseamnă Dumnezeu pentru tine? Și ce a însemnat în tot parcursul acesta în muzică? Și nu numai în muzică. Vă spun cea mai mică, cea mai proaspătă întâmplare. Vreau să vă spun că Dumnezeu lucrează prin oameni. Așa este. Înainte să vin la emisiune, cu câteva minute, se spune așa, am mers spre Piața Mare, mă rog, telespectatorii știu despre ce e vorba, și este un
om al străzii, să nu spun cercetor, care eu de câte ori îl văd, nu-mi cere nimic. M-am pregătit înainte cu câțiva metri să-i dau bani, așa, din suflet și l-am strâns, i-am strâns mâna și l-am... Și mi-a zâmbit, așa, parcă mi-a transmis ceva, ca și cum Dumnezeu să te ajute. Și n-am mers 5 metri mai încolo și Dumnezeu m-a răsplătit altfel. Prin ceea ce fac eu, să spun, m-a sunat o nuntă, deci Dumnezeu lucrează până oameni. Deși mulți nu cred treaba asta. Da, știi că mă emoționez și chiar îmi vine să lacrimez, pentru că... Dumnezeu lucrează până oameni, numai că trebuie să crezi în El și trebuie să știi care ți-e planul tău. Nu trebuie să te uiți lângă tine nimănui. Deci, Călin, scuză-mă că te întrerup, dar crede-mă că ești primul invitat care mă face să lăcrimez și care îmi transmite atâta emoție și sinceritate. O să completez la lacrimile tale. Un artist, asta este menirea lui, te rog să mă crezi, atunci când ajunge pe scenă, ori să facă oamenii să ridice în picioare sau să... Nu știu, dar trebuie să transmită ceva. Atunci când transmiți, știi, am eu o vorbă, noi rupem un taragot în două, nu sunt cel mai mare instrumentist, dar atunci când ajung pe scenă, fac așa o legătură între mine și Dumnezeu, Doamne, acum dacă poți, ajută-mă să fac tot ce mai bun. Și atunci reușesc. Acum, nu știu cum o face alții, nu știu ce-au făcut alții, nici nu vreau să știu. Este important să transmiți, dragii mei, pentru că atunci când transmiți ceva, omul merge acasă, am fost la spectacol cu tare, am fost la nunta aia, am mâncat, am băut, am glumit cu invitații, dar mi-a plăcut momentul ăla și atunci o rămas cu ceva, dacă nu... Exact, ai zis ceva foarte important din povestioara ta cu cerșetorul, din care ar trebui să înțelegem cu toții că ceea ce transmitem și ceea ce oferim o să ni se întoarcă. Pentru că absolut, mulți oameni au o viață grea, probabil, dar inconștient ei atrag lucrul ăsta și gândesc doar în rău, probabil și inconștient fac anumite răutăți fără să-și dea seama că lor de ce nu le e bine și la alții le e bine. Și cred că... Eu cred că, iartă-mă, nu s-a bucurat neapărat de bănuții care am dat. Dar i-am oferit un zâmbet, exact. Și omul, poate și tu îl cunoști, ăla, el de multe ori stă în cărucior. I-am oferit zâmbetul ăla și parcă și cerul încă secundă s-a luminat. Deci oamenii nu cred. Dumnezeu lucrează până oameni. Și cu siguranță, am mai povestit și în alte emisiuni, nu în emisiunea ta neapărat, am pornit pe drumul cântecului greu. Greu și... Sunt multe povești. O să urmez eu cu întrebările, da. Și da, sunt de acord cu tine că Dumnezeu lucrează prin oameni, pentru că asta am simțit și eu din copilăria mea, și ce cel mai important, pentru că părinții mi-au insuflat credința în Dumnezeu și ca, valorile care contează cel mai mult. Și în primul rând, atunci când cerem ceva lui Dumnezeu, înainte de toate, ca să fim recunoscători pentru ce ne-a dat, să-i mulțumim. Absolut. Și pe urmă să-i cerem. Și eu asta le făceam inconștient și crescând și maturizând, și acum cu moda asta, cu legea atracției și așa, mi-am dat seama de fapt și am făcut o legătură că de fapt eu asta le făceam inconștient și cumva am rămas uimită că, Doamne, deci eu înainte, nu știu, nu îmi zicea nimeni că fii recunoscător înainte, mulțumește-i pentru ce ai și pe urmă să îi ceri. Eu le făceam inconștient cum am simțit și crede-mă că tot ceea ce am făcut în viața asta, asta am făcut, am mulțumit pentru ceea ce am avut, chiar dacă au fost cu lipsuri, și pe urmă am cerut și toate mi s-au îndeplinit. Da. Și de asta m-a emoționat, pentru că un om care trece prin experiențe de genul le simte cumva mai puternic. Călin, înainte de a începe și de a da startul discuției, oricum am început deja, vreau ca să începem cu copilăria ta și să ne povestești de unde provii tu mai exact, care sunt rădăcinile tale. Da, eu vin dintr-o comună, se numește Comuna Crucișor, județul Satu Mare. Este o comună undeva la interferență de zonă Baia Mare cu Satu Mare. Am crescut într-o familie de oameni simpli. Tata era sticlar, mama lucra la o fermă de pui. Și nu știu cum a făcut Dumnezeu, eu zic că toate stă de la Dumnezeu. Eu am fost cel mai mic din familie. Frații mei au terminat amândoi liceu, să spun așa, în Satu Mare.
și eu am rămas cum ar veni cel mai mic, probabil părinții la acea vreme s-au gândit că voi fi mezinul case, mă voi căsători, mă voi stabili acolo lângă ei. Dar atunci când, na, poate mulți nu, că nu au de unde să creadă, pentru că numai cine are credință puternică poate să creadă, la vârsta de 14 ani, eu de mic am început să cânt, așa complotam cu vecinii mei de pe lângă casă, ne făceam noi tobe, ne făceam noi tot felul de instrumente muzicale și la un moment dat un vecin mi-a insuflat ideea că ar fi fain să cânt eu la taragot, că ar fi un instrument care mă va face celebru. Nu știu cât am înțeles eu la acea vreme ce urmează, dar știu că acel instrument din acea zi de când, din 1995, mi l-au cumpărat părinții, făcând niște eforturi destul mari. De grari, mari și grele la acea vreme, da. Dar mă rog, că vreau să trec peste povestea așa mai în... Dar atunci a început greu, știi că trebuie să înveți, n-ai cu cine, la început nu vrea să te ajute nimeni. Am început cursurile la Baia Mare prin 96, 1996, făceam naveta cu autobusul. Pe urmă am început aproape de primele săptămâni, primele luni de studiat la Taragot, am început să mă duc la nunți, la cununie, unde să fac niște bănuți, că na, era greu cu bănuții. Dar mă întorc un pic la poveste și vă zic că toate lucrurile acum, dacă le-aș pune pe foaie, toate se împletesc. Atunci când mi-au cumpărat părinții taragotul, părinții nu știau în ce parte să o ia, la cine să mă ducă, cum să facă. Era greu, nu-i că acum pui mâna pe telefon. Și știu că întâmplarea face, familia mea a achiziționat, a cumpărat un animal, un vițel, o vițelușă dintr-un sat vecin. Și din discuțiile de la negociere a animalului, am ajuns cu familia, cu tata și cu acel domn, la discuțiile despre taragot. Și omul normal, când a auzit asemenea discuții ce se petrec la masă, a zis către tatăl meu, dar cunosc eu un profesor mare la Baia Mare, dacă vrei mâine mergem la el. Dar eu ce puteam să știu la 15 ani? Îți dai seama, eram bucuros, nu știam cum să reacționez. Și într-adevăr, omul ăla m-a prezentat, profesorul de la Baia Mare. Căline, ne vedem săptămâna viitoare pe autobusul de Baia Mare care merge și voi fi acolo. Nu era telefon. Făcând o paranteză, nimic nu e întâmplător și niciun om din viața noastră nu e întâmplător. Da. Și mă rog, și apoi iau-te cu câțiva ani și am început să cânt, avem un instrument slăbuț. Deci, practic, dintr-o joacă ai început ca să cânți la taragot. Nu neapărat dintr-o joacă, oarecum de cântat îmi doream să cânt, dar vreau altul instrument, nu neapărat taragotul, pentru că, na, tatăl meu mai cânta la acordeon, bunicul, ne cumpăra muzicuță, pe vremea aia când eram copii, mandolină, tot felul de instrumente, dar parcă așa fă o chemare a lui Dumnezeu, știi, hai pe drumul ăsta. Dar vreau să vă spun că după ce am început primele luni, primii ani, era greu pe vremea aia, era doar autobuz de la țară în oraș. Și eu, satul meu acolo, între la poalele Codului, să spun așa, Crucișorul este acolo jos, de unde vin eu, de unde zi eu deloc, mai era o denumire așa sătească, Mora Borșii. Uh-huh. Adică cum ar veni în capătul satului acolo jos. Și de la mine și până unde era autobusul, erau 4-5 km, era mult. Și de multe ori preferam să mă duc peste câmp, să ajung în satul vecin. Ajungeai mai repede peste câmp? Da. Și acolo mi se întâmplau lucruri care uneori poate ați crede că e greu de exprimat în cuvinte. Mergeam cât mergeam, treceam peste o punte și la un moment dat mă cuprindeau fiorii. Oare atunci când voi ajunge la drum mă va lua cineva? Aveam o cutie de lemn. Eu chiar am făcut un videoclip pe tema asta. Și mărgând treceam puntea, la un moment dat aveam de urcat dealul. Și acolo mă puneam și mă rugam. Acolo iarbă, nu mă vedea nimeni, mă rugam. Ziceam, Doamne, ajută-mă și pe mine când ajung la drum să mă ia cineva, să nu rămână, că trebuie să ajungi la...
Și de cele multe ori mi se întâmpla când ajungeam la drum, când făceam de două ori cu mâna, vine câte o domnă, când entuziasm, hai sus, prietene, și ziceam, Doamne, uite cum, singur, de mic, m-a învățat situația să mă descurc. Da, și mai de mult parcă erau și el cumva oameni, da? Și te ajutau cu drag, abia așteptau și noi, abia așteptam să avem pe, da? Cineva să ajutăm. Absolut. Și, da, că trebuia să ajung. De exemplu, aveam ceva colegi cu care mai cântam pe aici, prin oraș, și Călin, să fii la ora 4, na, știi cum e, o să fiu la ora 4, dar eu n-am mașină sau... Da. Și lăsând partea asta cu muzica, cum a fost copilăria ta ca și copil, cu joaca, cu munca, ce responsabilități aveai când erai mic? Să povestim celor de acasă să audă tineretul cum s-a trăit și încă am prins și eu generația. Păi... La fel fac o paranteză, le-am spus oamenilor, chiar în direct, au avut ocazie, sunt oameni care, dacă ar vedea această emisiune, cu siguranță și-ar aduce aminte ce le-am spus, chiar în această vară, umblând pe la evenimentele astea private, pe la nunți, oh, ce cald de nici, oi, știi toți, zic, fraților, acum nu-i cald, acum e binecuvântat de la Dumnezeu, cald a fost când am fost eu copil, la 15-16 ani, strângeam fânul, da, tot de pe o gradă, cum se spune. Asta ca afară, mai ok. Și trebuia să-l dăm acolo în podul șurii. Șurii, cum se, da, exact. No, acolo căldură și cu fratele meu. Deci când coborai de acolo, știi cum? Era, aveai două alegeri. Ori te bagi în fântână să te răcorești, ori fugi la scaldă. Și te mânca toată pielea, da, de la transpirație și, da, fân, nici era... nu mai zici. Și apoi am avut vaci, am avut cai. A fost mult de lucru. Am început să... Eu știu să și ar, eu și mâine, dacă știu să ar cu plugul, cu caii, cu vacile, numai de tractor și de astea nu mai vorbim. Păi cred că nu există generația veche care a trăit în copilărie grea cu muncă să nu știe să pună mâna pe ceva în ziua de astăzi. Și mergeam în pădure cu părinții, cu tata. Pe vremea aia, dacă bine mă gândesc, avea drujbă cine avea, nu avea tot, da, satul. Normal. Și am trăit. Și dacă ar fi mâine să ne întoarcem oricând, poate aceste lucruri ne-au ajutat să creștem ca oameni, să fim, cu siguranță, mai, să fim mai smeriți, mai binecuvântați, că așa dacă le avem toate de-a gata... Exact, nu știm să apreciem. Da. Dar bine, acum apreciez copilăria, că la fel o fac și eu, dar atunci când erai copil, nu spuneai și tu, mamă, ți-ai fi dorit și tu o jucărie sau dulciuri sau cât de multă muncă am, nu puteam să fiu și eu un copil care să copilărez, cel puțin la mine așa s-a întâmplat. Păi, sau cumva, mă, pe vremea nici nu erau alți copii care aveau mai multe avantaje decât tine. Mă gândesc tine. Că oare umblau părinții atâta după noi atunci? Nu, am... nici vorba. Știu că un verișor de-a meu, i-am făcut ham la câine, ne-am făcut noi un, așa zis, cărucior în care, și uite așa, asta era copilăria, ne bucuram de fiecare lucru, iarna meream la sanie. Păi, mergeam la sanie, eu am fi bun, n-avea treabă 6 ore nimeni cu noi, eram acolo și dacă eram înghețat de frig. Și dacă muream de foame, nu Dar mergeam. Dar noi nu știm că cineva de sus ne apără și are grijă de noi, că altfel, nu? Da, îi mulțumim la Dumnezeu pentru toate și uite așa au trecut anii, am tot pășit cu fiecare pas, dar încet, recunosc. Și acum zic că încet merg, pentru că îmi dau seama că dacă aș avansa dintr-o dată, poate că nu merg prinde bine, nu-mi doresc să avansez dintr-o dată. Încet și sigur. Da, 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 da. Dar ții minte, ai avut vreun moment mai greu care, din care ai avut de învățat o lecție? Am avut multe momente, că... La început de drum, oamenii într-un fel te ajută, da, te laudă, pe la spate râd de tine și îți cade, să știi că sofire foarte veselă, așa cum mă cunoaște toată lumea, dar în același timp foarte sensibilă. Da. Sunt foarte sensibil, poate că, da, uneori n-aș vrea să fiu așa sensibil, chiar sensibil, adică nu, dar... Din păcate nu ne putem poate controla. Ne-am maturizat și am început să fim imuni la unele chestii, da, și să știm așa, când e greu să mergem întotdeauna după Dumnezeu, că cu siguranță El ne va ajuta să depășim momentele. Și greutățile astea în care simțeai invidie și răutate din partea oamenilor au fost doar la început de drum sau le simți și acum? Eu zic că acum sunt mai mari. Sunt mai mari? Da. Da. Uite, o spun cu zâmbetul pe față. Dar știi ce mă gândesc așa? Mi-ai pus o întrebare foarte bună.
mă gândesc că așa mai aud eu zvonuri prin stânga, prin dreapta, că maestru Călin în stânga, maestru știi așa. Măi, dar știi ce culmea, mă? Când sunteți oameni cu mine, îți drept în fața mea. Deci, îs ca și cățeia în miș care ham, dar când îl văd pe la mare, li frigă, gata, deja. Și uneori mă întreb, oare chiar așa de rău om sunt eu sau de ce unii? Dar până la urma urmei, eu le mulțumesc și celor care mă apreciază și celor care nu mă apreciază. Chiar nu dorez rău nimănui pentru că, ascultați-mă, cu siguranță eu ce am în cap o să mă duc mai departe. Nu o să renunț niciodată la ceea ce cred în mine și totdeauna o să fac lucruri frumoase. Dacă cineva îmi zice un cuvânt sau îmi adresează rău, eu îi răspund cu bunătate. Că știu că vine momentul când își va da seama, dar poate... Eu zic că dacă răspundem cât se poate cu bunătate, numai bunătate putem primi, chiar dacă nu acum, poate mai încolo. Așa este. Dar cum ai făcut față descurajărilor la început de drum, când efectiv poate nici tu n-aveai încrederea aia în tine și te simțeai descurajat? Ai avut momente în care ai vrut să o lași de tot cu muzica și n-ai simțit cumva ambiția aia de a continua? Îl spun, e foarte simplu. M-am căsătorit foarte tânăr, la 21 de ani. Și de 20 de ani am un sprijin, un stâlp de neclintit, este soția mea, pe care mărturisesc că o iubesc și ea este stâlpul și ajutorul meu de nădejde. Eu sincer zic cu mâna pe suflet, prietenii se mai schimbă, dar soția e tot. Deci ea e nădejdea și am mai avut, da, în timpul ăsta de 20 de ani, am mai schimbat membrii, informația, am mai schimbat, am mai... Și totdeauna ea a fost omul care m-a consolat, m-a ajutat, o să fie bine, da, uneori chiar zic, mă, mi-este milă că totdeauna poate acasă cu tine, da, e mai bine așa să speli lufe în familie, că da. Nu știi prietenii care, cu care, ce vorbesc. Corect. Și atunci totdeauna am împletit așa lucrurile să fie bine. Și chiar nu sunt un om invidios pe nimeni, fiecare să facă cât poate și cât reușește. Și fiecare să-și vadă de... Avea profesorul, dacă îmi permiți, avea o vorbă. Fiecare să-și vadă de lungul taragotului. Da. Adică la soliștii valabili cu microfonul. Da, dacă, da, da. Fiecare să-și vadă de treaba lui, că cu siguranță avem toți loc. Că veni vorba de familie, nu știu câți copii ai. Am două fete. Două fete mai mari? Giulia are... 16 ani jumate și Paula are 12. Și ele ți-au moștenit cumva talentul și ambiția asta înspre ceva anume, nu neapărat muzică? Cea mare a studiat o perioadă și muzică și balet și de toate, cum fac toți copiii, da. Și tu ai copii și știi, da. Chiar nu am forțat, pentru că consider că toate trebuie să vină de la sine. Așa e. Cea mică, eu zic că o să mă moștenească în totalitate, nu neapărat la muzică, la felul de meu de a fi. Îmi povestește seara, tata, atâtea lucruri m-ai învățat tu și o să așa de mândă că le povestesc la colegii mei de la... Cea mică și ai la liceu, la Eminescu, în clasa 6-a, și zice, când așa pătesc, parcă am o putere să le povestesc, știi? M-ai învățat lucruri de la țară, cum se spune lăla, știi că uneori fetele mă mai corectează, tata, nu mai vorbi ca la țară. Da, da, da. Și chiar și soția, măi, nu... mânca așa, dar auzi, pe mine nu mă interesează, că toată lumea știe cum Dumnezeu, nu trebuie să fiu altfel. Eu vreau să fiu așa cum Dumnezeu m-a lăsat. Așa e. Uneori, dragii mei, telespectatorii, mă trusesc și acestei doamne frumoase, la Ivona, pentru că toți suntem, mai ales când mea la nuntă, toți sunt la cravată și ăsta, și diplomați și educați, până la momentul ăla când se dezbumbă un nasture. Așa este. Dar suntem oameni, avem minute care suntem între explozii, avem minute când ne supărăm, e ceva normal, e firesc. Așa că eu și când mă duc la nuntă, mănânc, nu am atâtea, nu mă rușinez de orice, dar și celălalt să-și vadă de farfuria lor. Așa e, foarte bine. Exact. Că veni vorba de fete și, că ai zis, vârsta lor, sunt perioada adolescenței, în care probabil că eu o consider o perioadă, cea mai grea perioadă, absolut, mai ales a fetelor. Cum le-ai educat până acum? Ce sfaturi le oferi ca să le ferești cumva de societatea în care trăim? Pentru că mie mi-e frică de ce o să urmeze când Natasha o să fie mare. Da, să știi că toate lucrurile astea le-am desprins și de-a lungul timpului. Bunicul meu din partea mamei era chiar un om foarte apropiat de Dumnezeu, iară vine vorba de Dumnezeu, și totdeauna zicea, măi, rugați-vă la Dumnezeu. Și
de mici eu le-am învățat, încercând pe cât posibil să nu ne batem cu pumnul în piept, să le ducem la biserică, să le ducem la o piesă de teatru, să le insuflăm, nu știu, libertatea să fie libere, de la același timp să aibă credință și răbdare și oarecum responsabilitate. Chiar încercăm cu soția, le dăm responsabilități de mici, fetele, să facă curățenie, să facă aia, să știi că e foarte important lucrul ăsta. Da. Nu vreau să fie sub formă de laudă, a noastră cea mare, face mâncare, curățenie, unul la unul cu un om adult și cea mică deja. Normal că mai avem și ripostări, că așa de e. Ce eu, de ce, dar cum îi spune, o învățătură sănătoasă o să-ți prindă bine, de tot spun, dragile mele, nu pentru mine, pentru voi. Pentru voi, exact. Și eu sfătuiesc și pe ceilalți să facă la fel. Trebuie să avem responsabilități. Tu faci aia, eu fac aia, eu duc aia, pentru că așa învățăm și desprindem. Vine vremea cât te descurci singur. Da. Și dacă trăim în vremuri foarte tulbure, chiar nu sunt de acord cu ceea ce se întâmplă în zilele noastre. Nu că nu-mi place modernismul, chiar îmi plac și iubesc tot ce e nou, dar un pic mi se pare ca popor de îndreptăm spre o degradare a societății noastre în tot ceea ce privește atât muzica cât și tot. Și mă întreb de ce se deschid acum mai nou restaurante cu specific românesc, autentic, da, cu plăcintele lui bunica de la țară. De ce trebuie să treacă 50 de ani ca să ne dăm seama că, de fapt, au fost mai bune melodiile lui Dumitru Farcaș decât melodiile din ziua de astăzi? Și pâine cu un soare vreau să menționez. Da. Când eram copii, mi-era rușine să mă duc la școală cu pâine cu un soare. Acum aș da orice deoparte pentru pita cu un soare. Da, noi vrem să părem ceea ce nu suntem. Ceea ce nu suntem. Da. Noi am vrea să le arătăm, să știți că străinii vin în România să mănânce o jumară, să bei o pahar de pălincă și să asculte muzică autentică. Chiar nu-s curioși de ce muzică ce se întâmplă în zilele noastre. Așa este. Călin, acum o să luăm o scurtă pauză, dar o să continuăm cu povestea noastră. Dar vreau ca să spui ce melodie de-a ta dedici celor de acasă. O să dedic o melodie care aparține sau am dedicat-o celor de unde fac și o parte, consătenilor mei de la Crucișor și nu numai, tuturor iubitorilor de muzică, telespectatorilor TV1 Satu Mare, pentru că sunt convins că iubesc muzica adevărată.
știu sigur că le-ai încălzit sufletul tuturor celor de acasă cu această melodie. Și veni vorba despre muzică, tot vorbeam despre muzică, vreau ca să te întreb dacă ai avut un mentor de la începutul carierei și mă gândesc că poate cu timpul au fost tot mai mulți mentori de la care ai avut ce să înveți. Da, am avut, într-adevăr, cred că cu toți avem un mentor, deoarece pe vremea aia, dacă bine mi-aduc aminte, când am început să cânt, era pick-up-ul și, să spun, a apărut casetoforul. Dar am îndrăgit de mic melodiile și aparițiile marelui maestru Dumitru Fărcaș, care, din păcate, nu mai este printre noi, dar îl purtăm în suflet. Totdeauna spun, de câte ori am ocazia, Dumitru Fărcaș a fost și va rămâne o legendă pentru folclorul nostru românesc, în special pentru acest instrument. De aceea, când am început discuția noastră, am zis o să încerc și eu, la rândul meu, să las urme pe pământ, așa cum au lăsat înaintașii noștri. M-am inspirat din melodiile dumnealui, din cântările dumnealui. Pe urmă, am descoperit și alți artiști, cum ar fi Dumitru Dobrican, care și zilele noastre trăiește. Pe vremea aia, chiar profesorul meu de la Baia Mare, Vasile Ionce, mi-a insuflat ideea asta de a merge pe drumul ăsta, de a continua cu taragotul și mulți alții, poate, care momentan nu mi-aduc aminte, ba chiar am mai avut la mine acolo în zonă, în localitate, câteva persoane care au cântat la taragot, dar n-au fost neapărat foarte recunoscute pe plan național sau pe plan internațional, așa că mă refer aici doar la Dumitru Fărcaș, care într-adevăr a reușit să cucerească inimile multor oameni și cred că și acum, după ce a plecat la ceruri, el este în sufletele oamenilor. Vă mărturisesc, eu de ceva vreme activez pe o platformă de socializare pe care dumneavoastră o cunoașteți și de câte ori mă aude lumea cântând cu taragotul, mă aseamănă cu Dumitru Fărcaș, ceea ce pe mine mă bucură. E o onoare, adică, și dacă într-o zi o să aveți ocazia să veniți la mine în birou, la serviciu, o să vedeți că am foarte multe poze cu mulți artiști de renume din România și asta mă bucură. Asta mă face să continui drumul meu. Și așa, dacă poți să ne spui în câteva propoziții, ce înseamnă taragotul pentru tine? Taragotul este un instrument unicat în felul lui. Să știți că are un sunet care poate fi propulsat până la cer și înapoi la pământ, pentru că, într-adevăr, este din lemn. Și lemnul este un produs natural, adică crescut în pământ și adăpat din izvor, din pământ. Eu am și alte instrumente de suflat, dar nu pot să vă mărturisesc că sună mai bine ca și taragotul. Taragotul este un instrument fermecat și divin, numai că și el, la rândul lui, te simte atunci când nu faci cu sufletul ceea ce faci. Când vrei să fii numai acolo că trebuie. Sunt zile în care chiar te simte, doar că nu poate să spună, dar te simte. Așa este. Dacă ar fi să le transmiți ceva tinerilor, să le dai niște sfaturi celor care sunt la început de carieră și, bineînțeles, că ca în orice drum o să fie cu greutăți, care ar fi acele sfaturi? Păi, în primul rând, tinerilor care vin după noi, ne-am bucurat tare, tare, tare mult să urmeze, în special, sinceritatea, să aibă credință că vor reuși, să studieze mult, să asculte muzică și i-ar mai sfătui să învețe, să promoveze valorile și melodiile noastre, ale poporului nostru, pentru că consider că avem un bagaj de melodii infinit, care nu se termină niciodată, doar că în ultima perioadă tinerii tind să cânte și să învețe melodii din repertoriul altor artiști, nu din țara noastră. Asta nu este un lucru rău neapărat,
dar dacă vrem să promovăm ce al nostru, ar trebui să încercăm să descoperim artiști mai celebri care au lăsat o amprentă pe pământul ăsta. Așa este. Crezi în noroc, în norocul acela de a avea succes, nu neapărat peste noapte, dar probabil unii se gândesc că cred în noroc și nu depun atât de mult efort. Crezi că tu în viața ta ai avut noroc? Nu. Eu zic asta, aș da așa o vorbă din popor. O să fac o paranteză pe urmă după ce o să explic. Asta cu norocul e o chestie așa de moment. Norocul nu poate să ține cu tine toată viața. Nu înseamnă că dacă se deschide ușa acum, mâine o să fie deschisă la fel. Asta e așa pentru moment. O fantezie, de fapt, nu neapărat o că e noroc. Dar oamenii se bazează pe acest cuvânt, că am avut noroc. Eu zic că norocul e în felul următor. Trebuie să fii responsabil, trebuie să știi ce vrei, trebuie să nu te abați de la drumul tău, indiferent câte greutăți or fi, și cu siguranță o să fie o reușită mare. Fac o paranteză, te rog, cred că o să prindă bine explicația mea. În urmă cu câteva zile m-am întâlnit cu un prieten de-a meu, medic, gastrolog, un om de milioane, și îl salut pe această cale, un om binecuvântat de Dumnezeu și el, cu vorbele la el, și zicea: Căline, nu prea există în medicină cuvântul fiară leneșe. Domnul doctor, cum ziceți așa? Bine. Deci, într-un cuvânt, și eu zic la fel, nu există. Asta e așa o denumire din bătrâni. Cu siguranță, din cauza unor produse care le-am mâncat, care le-am servit, da, îngreunăm ficatul, fiara și așa mai departe. Și atunci dăm vina pe cineva, că din cauza exact aia. Chiar vreau să zic că cred că au inventat cuvântul acesta noroc acei oameni care sunt mai puțin ambițioși și harnici, mai leneși, care să se scoată cumva și să spună: e, lasă că l-au avut noroc, eu n-am avut. Nu? Da, asta ziceam, că norocul poate să țină o săptămână, o lună cu tine, după aia. Da, da, aia zic. Undeva se gata și ăla și ce faci? Cei care n-au realizat în viață, cu asta cumva aruncă pe cei care au muncit și au realizat ceva, el își dă cu părerea că l-au avut noroc. Asta e doar așa un cuvânt din popor. Exact. Pentru succes ești conștient, atât tu cât și eu și toți colegii noștri de breazlă, că trebuie să muncim, trebuie să vărsăm lacrimi, trebuie să aplaudăm uneori, trebuie să ne ridicăm în picioare, trebuie să ne trezim de dimineață, pentru că un artist care are o evoluție și o ascensiune în tainele urcării pe trepte, nu? Suntem noi doi, cel mai bun exemplu. Trebuie să ne trezim de dimineață, că mă duc la emisiune în București. Știu că am atâtea ore de făcut până acolo, atâta mănânc, atâta. Dacă mă trezesc la 10, a plecat avionul, nu? Așa. Am dat un exemplu. Avem de mers la o nuntă. Nunta începe la 4, dar noi poate trebuie să fim la ora 2 acolo. Deci, la ora 12 trebuie să fim gata. Asta nu-i noroc. Asta trebuie disciplină, disciplină și ori, da. Exact. Ce ai schimbat în societate, în societatea în care trăim? Dacă ai avea așa o putere, nu știu, la oameni în special. Deci, în primul rând, aș împrăștia cu bunătate oamenii să fie mai buni. Pentru că viața, dacă ești un om bun, îți dă înapoi. I-aș învăța pe oameni să fie mai buni unii cu ceilalți și mai mult de atât aș promova mai mult valorile noastre românești. Pentru că chiar avem valori în orice domeniu. Întâlnesc atâția oameni valoroși în drumul meu, încât uneori unul dintre ei și tu, care te-am descoperit azi, poți să mărturisesc în emisiune. Ai atâta talent, ai atâta frumusețe și uneori parcă ai și tu nevoie la rândul tău să fii împinsă sau sfătuită de ceilalți din jur. Cu toții suntem și avem nevoie. Deci, jaba crede noi că vine norocul peste noi. Nu vine. Vin oamenii aia care ne ambiționează. Bă, uite, ar fi bine să-ți cumpere un club nou. Dacă ascult de sfatul tău, poate că reușesc. Sau știu să-l diger. Dar dacă zic, Ivona a zis către mine numai așa din glumă, nu. Să știm să cernem sfaturile bune de cele rele. Exact.
Așa este. Vreau ca să te întreb ce înseamnă fericirea pentru tine, că vezi tu, generația nouă mai ales, căutăm în continuu fericirea, vedem pe social media doar fericire, doar bine, doar haine de firmă, doar mașini, numai bine, relații perfecte și, din păcate, tinerii din ziua de astăzi pot să spun că și din cauza asta intră și într-o depresie pentru că ei au impresia că despre aia e fericirea. Tu cum o vezi? Fericirea este exact ca și scena pe care apare artiștii. Dumneavoastră, publicul, îi vedeți doar după ce se trage cortina, îi vedeți fericiți, pe toți pregătiți, dar în spatele cortinei sunt multe tensiuni și multe vorbe din alea, știți dumneavoastră cum, și sunt multe zile din alea în care vezi că n-ai prins acolo cu mi și cu la și la 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 și tu, Soli, și uite așa, așa e viața. În spatele cortinei gălăgia aia așa, și în fața cortinei totul este perfect. Da. Deci consider că nu există fericire perfectă. Fericirea este că și bucuria este că ne trezim dimineața și ar trebui să ne trezim cu un gând bun, că atunci când ne vom întâlni cu oamenii pe stradă, să-i strângem în brațe, să-i spunem bună dimineața Ciobi, bună dimineața Ivona, ne bucurăm că ne vedem sănătoși și să ne vedem fiecare de drumul nostru. Asta cu partea asta de social media, deci asta e fericirea, așa cum am zis. Bine am explicat. Da. E cortin, deci artiștii când apar doar în față, în rest, în spate, știm noi, din spatele scenei, cum, de câte ori și când mergem la filmări, de câte tensiuni, păi, vreau eu în față, nu, vreau eu, ăla, nu, eu să la supăr. Asta este, și noi suntem oameni, avem răbdare până la un, dar în fața publicului te să părim perfecți. Așa este. Deci eu zic că oamenii ar trebui să mai vadă și în spatele cortinei, nu numai în față. Și atunci poate echilibrăm lucrurile. Și fetelor tale, ce sfaturi le dai? Că nu, totuși sunt perioada asta adolescenței, ai avut divergențe cu ele în care să ceară, nu știu, poate haina aia de firmă sau telefonul, ultimul model. Cum gestionezi situația? Păi bine zice proverbul, cum ți înveți, așa ai. Mai am încercat totdeauna să fim echilibrați, pardon, și am încercat oarecum să nu le lipsească nimic, de aceea, în același timp, să prețuiască și ce au. Pentru că, așa cum ți-am spus ție în culise, unii să nasc frumoși de la Dumnezeu, alții să străduie să fie frumoși. Unii să nasc cu glas, alții să chinuie să cânte. Și uite așa, și cu hainele. Poate de multe ori le-am explicat că de multe ori se poate sta bine cu o ie sau cu o bluză sau cu o cămașă și dacă nu-i de firmă și areți foarte bine, că poate Dumnezeu te-a făcut frumos. Dar unii și cu toate hainele din lume tot nu sunt frumoși, că prin interior. Exact. Eu consider că atunci când te întâlnești cu un om, dacă ai o vorbă la tine și o dai, deci l-ai câștigat. Acum, normal că și aspectul fizic e plăcut și trebuie să avem grijă de noi și nu contest calitatea asta, dar uneori am pus prea mare accent în ultima vreme pe exterior. Ce o să zică oamenii? Ce o să zică aia? Că eu nu cânt cu saxofonul ăla, că eu n-am talent. Dar oamenii oricum o să zică tot ce vreau ei și dacă noi nu vrem. Așa este. Că tot veni vorba de fete, înainte de a intra în publicitate, le lăudai că sunt harnice și au responsabilități și crede-mă că nu m-am gândit că mai sunt și familii care le dă cumva la fiecare copil o responsabilitate, pentru că știu și eu cât e de important și noi am primit multe, de multe ori ne rugam să nu primim a doua zi bilețel scris că avem de sfârmat mălai și de săpat. Și vreau ca să te felicit și să o felicit și pe soția ta și probabil după câțiva ani, cum ai zis și tu, o să vadă și ele cât de important au fost acele responsabilități, să zic așa. Da, eu sunt în continuare pentru a responsabiliza copiii,
ai fericită atunci când merită, da. Dar uneori, cum se spune în popor, să nu le dăm prea multe corne, că pe urmă tot noi suntem cu gura mare, că de ce, că de cum, că de ce ai mers acolo. Până la urmă, trebuie să le punem față, și binele și răul. Se aleagă ei. Cu siguranță, toți vrem să alegem binele, dar uneori mai alunecăm și spre rău. Așa este și cred că și tu ești de acord. Acum, în perioada asta, e la modă asta cu parenting-ul și cum să-ți crești copilul echilibrat. Și chiar vreau să transmit asta că mulți părinți nu sunt de acord cu parenting-ul, adică să studieze parenting-ul, pentru că ei spun, păi noi cum ne-au crescut părinții? În schimb, este cealaltă latură care cad în extrema parenting-ului, în care nu pun limite copiilor și se ajunge unde se ajunge. Se ajunge. Da. Și atunci trebuie să fie un echilibru, pentru că înainte să o am pe fetița mea, am zis, lasă, că nici eu nu o să o crezi din cărți. Dar în timp mi-am dat seama cât e de important ca să studie și să învăț lucruri noi, pentru că părinții mei, n-a fost vina lor că n-au știut anumite, să gestioneze anumite situații și mi-am schimbat părerea. Dar asta vreau să transmit cât e de important ca să fie un echilibru. Nici să caz în cealaltă extremă în care să-i ofer totul pe tavă, dar nici în cealaltă în care să îl înveți cum te-a învățat. Și mai ales că avem posibilitatea. Avem exact. Posibilitatea de a învăța atât de pe platforme de socializare, cât și din cărți. Așa putem e. Să participăm la anumite ședințe. Seminar. Eu am o vorbă, dacă atunci când se naște omul, ar veni cu acea foaie, știți, ca și la mașina de spălat, la 20.000 de rotații se rupe, ar fi foarte ușor că ai citi instrucțiune, nu-i bun, următorul. Dar venim cu defecte, venim cu calități și atunci, uneori, chiar avem posibilitatea în zilele noastre să ne educăm și să ne autoeducăm. Să ne uităm chiar la emisiunea pe care noi o realizăm azi, să vedem unde am spus bine și unde nu-i rușine. Exact. A te autoeduca nu este rușine. E rușine să fii... Să te crezi deștept? Da. Și să crezi că le știi pe te felicit dacă participi la astfel de sesiuni și de să înveți cum să-ți crești copilul, pentru că, într-adevăr, sunt oameni care au făcut școală pentru asta. Da. Sunt oameni care au aprofundat tainele științei și atunci absolut ai nevoie de ei în anumite principii. Mă gândesc că nu în toate, dar... Da, dar chiar vreau să transmit asta cu toată sinceritatea, că pe mine m-a schimbat în bine, a schimbat gestionarea situației în care orice copil face tantamuri și crize. Da. Și cât de mult am fost eu recunoscătoare și am zis bravo în mintea mea, mamă, că ai citit și ai ascultat seminarul ăla și ai învățat multe metode, totul psihologic și cât de simplu e după ce știi anumite chestii să gestionezi situația. Foarte adevărat. Da, e foarte important. Să știi că ești foarte iubit și de copilașii mici, de copiii vecinilor și de... Pentru că ei când nu mai au răbdare, normal. Hai să cântăm da. Cu fluierul, le atrag atenția, îi fac curioși de altceva și normal, automat îi schimbă manifestarea aia, că vrea aia, na. E adevărat, în zilele în care trăim, părinții nu mai prea au răbdare, toți vrem să fie copiii cu minți, să stea acolo, când dar nu se poate. Da. Trebuie să avem multă... Și din păcate, da, nu avem răbdare și nici timpul, vorba aia, nu stă cu noi, dar... Ce transmit și ce vreau să transmit întotdeauna e că să nu ne lăsăm copiii pe telefoane, mai ales la vârste fragede, pentru că e simplu, știu că e simplu, să lași copilul, ia telefonul și nu ne ocupăm de el și pe urmă ne mirăm ce am crescut. Și absolut. De fapt, aici este tot secretul, să-ți dedici puțin timp și... faci o mâncărică, o curățenie, implică-l în treaba aia. Că dar copiii vreau și zdornici, exact. Dar noi suntem vinovați că trebuie să-i... Că n-avem răbdare aia. Am mai auzit pe cineva, nu dau nume, am încercat cu muzica, dar nu mere. Cum ai încercat? Te-ai jucat cu ei? Da. Păi asta n-am încercat. Lasă acolo instrumentul să vezi, să leagă de el. Prin mai multe metode, că nu există numai o metodă de a face muzică, nu? Exact. Dar... Răbdarea este un lucru extraordinar la care uneori nu prea avem, dar trebuie să ne facem. Așa este. Călin, vreau să mai spui ce melodie vrei să dedici celor de acasă, pentru că cu siguranță vor să te mai asculte și care-i
în sufletul tău? În urmă cu 2 ani am lansat pe canalul meu de YouTube o melodie foarte, foarte frumoasă, povestea cântecului, se numește Cântece de suflet. Sunt un pachet de melodii, de fapt sunt 4 melodii, cuprinse așa într-o videoclip, unde am filmat și am pus acea picătură de lacrimă, locul copilăriei mele, cum am pornit de acasă, cum mi-au cumpărat părinții instrumentul, cum m-am ridicat, cum am început să cânt, cum am învățat melodiile din repertoriul altor artiști. Deci este un videoclip cu mare impact emoțional și cu mare... Dar trebuie să și înțelegi muzica. Într-adevăr, taragotul este un instrument divin, dar trebuie să-l înțelegi. Așa că... Să ascultăm! Thank you.
Muzică, te mai ocupi cu ceva. Spune-ne despre ce este vorba. Da, de câțiva ani lucrez la Centrul Cultural Gemme Zafirescu din Satu Mare, adică pe înțelesul tuturor la cultura sătmăreană, ceea ce mă bucur într-un fel că pot să fiu de folos cu ideile mele, cu concepțiile mele, în special la muzica populară. Să știi că în ultimii 2 ani am organizat la scena de folclor, scena Catena, am organizat tot spectacolul de muzică populară și consider că am reușit să fac lucruri care poate uneori am crezut și eu la rândul meu că o să mă depășească. Da, am un job foarte frumos care se împletește cu ceea ce fac eu și poate că, așa cum am zis, cineva de sus a vrut să fiu unde trebuie, omul potrivit la locul potrivit. Așa este, dar cum le îmbini pe toate? Uneori este greu, dar nu imposibil. Să știți că uneori chiar și familia o folosesc ca să mă ajute în ceea ce fac. De cele mai multe ori, evenimente se desfășoară în weekend, dar pentru că am o echipă de colegi foarte ambițioasă, foarte devotată meseriei pe care o facem noi, încercăm să găsim soluții la toate. Sunt tare bucuros că reușesc să lucrez într-o echipă de oameni profesioniști, oameni de la care ai ce să înveți, oameni de la care în ultimii ani am descoperit oameni noi, artiști noi, artiști internaționali, care oarecum avem toți de învățat unii la alții. Așa este, chiar asta vreau să menționez și eu, că cât de norocos e și cât de important e ca să lucrezi cu un grup de oameni profesioniști, cu un grup de oameni care au o altă viziune și pe această cale să poți să cunoști alți oameni de calitate prin intermediul acesta. Absolut, absolut, da. Călin, ne-am apropiat de final. Înainte de a ne lua rămas bun, vreau ca să le transmiți ceva celor de acasă, niște gânduri pe care tu crezi că sunt importante și din care au ce să învețe. În primul rând vreau să-ți mulțumesc din suflet pentru că m-ai invitat la emisiunea ta. Cu mare drag. Mărturisesc cu sinceritate că m-am simțit extraordinar. Mă bucur. Alături de tine și de colegul tău. Dragi telespectatori, vă spun doar atât. Să aveți parte de iubire, dragoste și fericire, să fiți oameni buni fiecare, să încercați să vă faceți fiecare meseria așa cum o puteți mai bine și nu uitați, muzica noastră adevărată a fost, este și va rămâne peste viacuri. Muzica adevărată nu dispare, chiar dacă unii își doresc să dispară muzica și oamenii de calitate nu dispar, chiar dacă uneori mai intră în umbră, revin. Vă mulțumesc din suflet că m-ați ascultat, îți doresc succes în tot ceea ce faci și cu siguranță să dea bunul Dumnezeu să ne întâlnim cu bucurie și la alte emisiuni. Mulțumesc! Călin, îți mulțumesc și eu din suflet că ai acceptat invitația mea. Tu ai fost oricum pe lista mea încă de la începutul acestei emisiuni, dar, cum spun de fiecare dată, totul la momentul potrivit și crede-mă că mă bucur tare mult că te-am avut azi alături. Pentru că am învățat multe lucruri de la tine, mi-ai transmis o emoție pozitivă de care mă bucur și apreciez foarte mult și mă bucur și sper ca să ne revedem de fiecare dată
doar în condiții așa favorabile și frumoase, și cu siguranță o să te mai invit la mine în emisiune, o să vorbim și despre alte lucruri, o să vin acum de data asta, de obicei pregătesc niște bilețele artiștilor din care să aleagă din bol, cu niște întrebări mai picante, mai neplăcute, la care trebuie să răspundă. Deci am scăpat. Dar, da, astăzi ai scăpat pentru că cu tine am vrut să discut mult mai mult și ca să poți să te invit și la următoarea mulțumesc. Emisiune. Dragilor, sperăm că ați stat alături de noi până la final și că ați putut să învățați și voi și să luați ceva bun din această discuție cu Călin și cu siguranță o să îl invit cu mare drag de fiecare dată și nu doar o dată, pentru că de la oameni de calitate și oameni valoroși ai ce să înveți și merită să te întâlnești cât mai des cu ei. Ne vedem data viitoare, vineri la ora 21. Doamne ajută!